cerând cuvânt de la dumneavoastră, în primul rând, pentru care este motivul și de ce ne-ați întâlnit la oameni să vă mulțumesc. Dacă dați voie să-mi spuneți de ce ați venit. Da. Motivul pentru care ați venit. Eu, în 1 aprilie s-a oprit activitatea noastră. Scris în ziar. Da, da, da. Am văzut și la ședința, doamna. Ați văzut pe domnul primar în ședință, că a spus asta? Și credeți pe cuvânt? Nu, pe domnul primar. Domnul primar a spus în felul următor. Cum putem să dăm noi atâta populație? Apare, au copii, au școli, au lumină, chirii, cu ce plătim? Vă prind pe stradă, să duci, îi dau un cap. A dat cineva afară acum de ați venit aici? Păi ne-au oprit de la muncă. Cine v-a oprit de la cine? Noi? Noi am venit de la muncă, că scrie iar dar nu mă interesează de azi înainte, nu am oprit activitatea. A zis că iar nu mă rupă domnul director să ne plătească. Noi aveam bani și avem. Domnul director. Avem Avem televizoare. Avem televizoare. Da. Ne-am uitat la toate ședințele pe care se dă pe Popșan. Și am văzut care e problema dumneavoastră, care e problema lui domnul primar, la toată lumea de acolo. Sunteți împotrivă ca toate întreprinderile astea de muncitori de la CUP, dacă sau așa, să nu te mai muncesc. Dacă îmi dați voie să vorbim, da, mă rog. Dacă țipăm, nu înțelegem unii pe alții. Nu o să rămână nimeni fără muncă, iar dacă dumneavoastră credeți în ce spune domnul primar... Dar nu ați spus domnul primar! Ședință, îmi pare foarte rău că ați spus că v-ați uitat la ședință. Asta a spus dumnealui. Partida noastră sunteți împotrivă pentru acest popor ca să nu mai mințească. De-abia ați la urmă, de-abia, dar nu voi să vă dăm și eu. V-am înțeles, v-am ascultat, dacă mă ascultați, mă știu pe mine. Dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră, care ați intrat acum aici în primăria asta la Șolan. Vă deranjează? Vă știu, mă puteți să nu ne vreți să muncim. Nu ne deranjează. Ați mai venit și la noi la blocurile noastre, dacă v-am inzit într-o în legătură cu toți colegii mei, am intrat numai eu cu bază. Și a spus că să ne vedem de treabă în continuare, noi ne vedem de treabă în continuare. Dar noi zi de zi, până la 1 aprilie, noi am să fim aici până nu convocă ședință. Iar ca proiectul să fie aprobat, ca să putem să ne luăm locurile din muncă, să fim siguri pe locurile noastre. Cum să ne prezint cu preavizul când vine preavizul? Zi de zi am scos numai de la noastră și acum ce să facem? Lasă că o putem. Dacă atât au înțeles ei, oameni buni, atât au înțeles. Până nu vorbim cu domnul primar. Eu spus atât. Că nu au timp să citească, nu au timp să citească proiectul. Eu i-am dat timp până nu să citească. Am vorbit cu domnul primar, avem bănci, avem copii la școală. Știu, domnule, știu foarte bine. Eu personal m-am dus. Și cine a spus ce zici cu voi aici? A spus că dumneavoastră ne-a spus pe voi și ne-a salutat. Da, doamna primar, că cine v-a anunțat, domnul primar? Nu e adevărat. Așa, băi, nene, eu sunt pe sedis, bat aici pe nene. Băi, lasă-mă, nu vorbim de politică aici. Nu ești într-o instituție. Nu, frate, aici trebuie să ne strângim ca frați într-o instituție și să ajutăm populația. Asta i-am zis-o eu, lui, personal. De fapt, cu toată lumea. Domnilor, eu am făcut proiectul ăla tocmai pentru a avea continuitate. Ei n-au înțeles despre ce este vorba și s-au obținut. Sunt convins, ei au alte priorități. Ei vor să schimbe tot, să-și pună oameni peste tot. Da? Asta interesează pe ei. Să le dea mâncare la aia care n-au avut niciodată de muncă, să le dea un loc de muncă, da? Asta vor. Cine a făcut chestia asta, să meargă unii pe stradă când moare câini, pisici, când găsesc mortăciuni, noi le încărcăm, nu le încarcă nimeni. Cine nu sunt de acord? De la 1 aprilie, dacă nu o să mai fie această hotărâre, de la 1 aprilie nu o să mai putem să vă dăm voie, în primul rând nu ne mai dă voie legea, ca să puteți
să vă continuați activitatea. Asta este problema. Și ce facem, domnule? Și noi cum facem? Spus acum că ne-am copii la școală, care învață bine. Domnul primar, a spus acum să... Încă o dată cu ei și o să convocăm o nouă ședință. Asta și spus, luni sau marți, a zis. Nu știu, vom vedea dacă luni sau marți. Domn primar, dacă dumneavoastră nu ne dați ca să spuneți că da, rămânem la muncă, noi zi de zi aici venim. Aici venim. Aici zi de zi. Foarte clar că la mine e o problemă, nu numai pentru dumneavoastră, este problemă la nivel de oraș. Așa nu poți să las orașul în mizerie, că vrea să... Dacă stăm două zile așa, dacă stăm două zile și să-ți plinge. Păi da. Am cerut să mă las la final de la doamnă, garanție, precum că noi o să rămânem de la data din tâi la muncă. Că locuim cu chirii, avem copii bolnavi, nu ne cred băncile, noi avem rate. Nu am pus primarul. Pentru populația, bușar. Pentru ce ați votat? Să ne ținem pâinea care o avem. Ca să aveți un trai mai bun. Să avem un trai mai bun. Domnule primar, vă întrerup două minute. La noi s-a lucrat să muncești și noaptea și ziua și totul în orașul curat. Dar să nu mai să muncească până la întâi și de la întâi încolo. Poate doamna vrea să deschidă vreo secție, vreo spălătorie să ne angajeze. Să se ia o răspundere. Că noi, de la data din tâi, răspundem de noi și de datoriile noastre și de păcea. Păi ce din noi făceam? Ce să ajungem să facem? Să tâlhărim? Să ne ducem la cerșit? Ce să facem? Păi de unde să ne Eu vă garantez că o să discut cu dumnealor. Da, și dacă îmi promit înainte că votează, nu, eu nu mai convoc în coședință doar de dragul de a o convoca. Așa, doamnă. După spusele lui doamna, doamna este pisica cu soarele. Noi nu avem nicio obligație să stăm în scandalul lui doamna, că nu vă acceptă ea că sunteți penelist sau PSD-ist. Ea trebuie să se ia răspunderea doamnă, față de noi. Doamnă, la urmă, este angajată primăriei și trebuie să răspundă în fața cetățenilor. Asta-i, doamnă. Păi să ne dea un răspuns. Asta și așteptăm răspunsul dumneaei. De ce nu semnează? De ce nu vrea să iei? Eu am fost cu Mirabela, ca să vă fac să înțelegeți, domn primar. În final, ce mi-a spus? Mi-a spus două vorbe și am plecat. Eu am vorbit și de proiect, i-am explicat. Doamnă, venim la muncă? Da, vă duceți acasă, fără nicio problemă. Și vă continuați activitatea, că nu vă dă nimeni afară. Până la întâi, până la întâi. Deci nu ne-a dat un răspuns final. Dar nu ne-a dat nimica. Adică până la întâi, vă folosiți de noi. Oameni buni, eu am discutat cu ei, le-am explicat ca la copiii de grădiniță. Am avut 3 întâlniri înainte de ședința aia. Ne-am văzut și noi, domnul primar, pe internet. 3 întâlniri am avut cu ei ca să le explic, că ei tot motivează că nu înțeleg proiectele. Păi mai oameni buni, dacă nu le înțelegeți, dar ce mai stați aici, consilier local? Să plece, domnule, să vină altcineva. Cu punct și virgulă, fiecare proiect în parte, ce conține, la ce se referă și așa mai departe. Și ei motivează, pe urmă, cediți că nu au avut timp să citească proiectul. În loc să ne dea un răspuns final, ne trebuie cineva atunci, directorul, primarul, nu ne-a văzut nimeni. Asta înseamnă bătaie de joc. A fost la parte. Să duc acasă dacă n-a avut timp. Să duc acasă dacă n-a avut timp să citească. Să faceți în urmă autorizare. Să merg acasă dacă nu-s bun. Să fim legal față de organele de poliție, să protestăm pentru dânsa să plece înapoi de unde a venit. Nu mai ieșim la muncă, până nu mai ieșim la muncă. Orașul nevăturat, nu ne convine, că la trăcăinii. Poșul lui plini, cu noaile. Pune că dumneavoastră sunt cu chestii. Oameni buni, tot ceea ce fac ei, fac ca să dea în mine. Da, da. Eu vă promit că o să fac tot posibilul să avem continuitate. Noi nu ieșim la muncă, avem de la ea un răspuns final. Nu ieșim la muncă. Dar nu depinde de mine, eu fac tot ce ține de mine. Dacă doamna avem ceva concret, nu ieșim la muncă. Nu ieșim la muncă. Opriți și schimbul 3. Opriți și schimbul 3. Nu suntem cu tine. Orașul murdar. Acum vă rog să mergeți să vă faceți datoria, cum vă faceți de fiecare dată. Și până la 1 aprilie eu vă promit cu rezolv. Eu am avut mărmătare de bună. Am rămas un pic surprinsă când am văzut domnii în fața primăriei. Mai mult decât atât, dumnealor spun încă ori că vor să muncească și este normal să durească acest lucru. Nimeni nu a pretins că dumnealor
trebuie să încheie activitatea de la 1 aprilie. Singura persoană care a făcut lucrul acesta în ședința ordinară a fost domnul primar după ce acest proiect care vizează direcția de dezvoltare a municipiului Focșani a fost votat. Pot să le spun încă o dată că dumneavoastră pot merge liniștit la muncă. Numai că domnului primar ea spune că această mizerie ascunde în spate această curățenie, de fapt, pe care dumneavoastră o pretinde, ascunde în spate o mare mizerie. Și asta o să îi demonstrăm dumneavoastră ușor, ușor. Domnii n-au nicio vină, dumneavoastră ar trebui să știe la ce mă refer. Cum am făcut și zilele trecute diverse confesiuni, în ghilimele, din ce se întâmplă în primăria Focșani, iată că am ajuns și în subordonate și vedem ușor, ușor că lucrurile nu stau deloc așa cum ni le prezenta dumnealui frumos și ca un etil de cinste, deci ar trebui să fie al municipiului Focșani. Dacă mai aveți întrebări, da, înseamnă că... Vă reproșează că nu ați votat acel proiect, în urma căruia... Corect. Domnul primar nu trebuie să reproșeze nimic Consiliului Local, pentru că Consiliul Local este cel care decide, dar este legislativul municipiului și dumneavoastră trebuie să pună în executare hotărârile de Consiliul Local. Nu mai este ca pe vremuri, când domnul primar și, mă rog, în speță cu un Consiliul Local majoritar, nu întreba nimeni nimic, totul se vota bloc pentru că interesele primau. De data aceasta lucrurile s-au schimbat și cu atât mai mult, acum o să, cred că avem la dispoziție încă 3 ani și jumătate în care putem demonstra că lucrurile nu stăteau chiar așa cum le prezenta dumnealui. Cu privire la oameni, există vreo riscă ei de la 1 aprilie să rămână fără loc de muncă? Sunt nicio formă. Am și spus lucrurile acestea chiar în discuțiile cu dumnealor. Pot merge liniștiți la muncă, pot să-și vadă de treaba dumnealor, să ne facă cinste, într-adevăr, când mergem prin primăria, să vedem curățenia pe care dumnealui o execută pe străzile din oraș. Așadar, nu au de ce să se teamă că vor rămâne de la 1 aprilie fără muncă. Nu ăsta este scopul nevotării acestui proiect în Consiliul Local.